Astăzi autoritățile au prelungit scenariul galben pentru municipiul Buzău, ceea ce înseamnă încă o săptămână de ore online pentru elevii din clasele 5, 7 și 9, 11. De luni, peste 10.000 de elevi vor intra în a patra săptămână consecutivă de educație online. Din păcate, așa este. Este a patra săptămână de scenariu galben la nivelul municipiului Buzău, fapt care are ca explicație rata de incidență care este de peste 1 la 1000. Cu toate acestea, nu are nicio importanță că avem scenariu galben sau scenariu roșu. Simulările le vom desfășura cu toți elevii care sunt în an terminal, atât la bacalaureat cât și la evaluare națională, chiar dacă nu sunt săptămâna viitoare, ci peste încă o săptămână, indiferent de cum vor evolua lucrurile. Și mai mult decât atât, avem în vedere din perspectiva egalității de șanse, ca și anul acesta am avut o videoconferință cu Ministerul Educației astăzi și vom găsi soluția ca toți elevii să participe la examenele naționale, chiar în formula care a fost și anul trecut, cu sesiune specială care va fi după 14 zile de la sesiunea inițială, astfel încât toți elevii să aibă șansa să meargă la un liceu sau la facultate pe care și-o doresc din sesiunea de vară. Între timp au mai fost semnalate câteva cazuri noi de îmbolnăviri în rândul elevilor sau al angajaților din mai multe unități de învățământ din județ. Creșterea este foarte mică, avem două cadre didactice, dacă nu mă înșel, nu aș vrea să greșesc, și dacă nu mă înșel, în jur de tot așa trei elevi care au fost confirmați. La nivelul orașului Buzău, rata de infectare raportată astăzi este de 1,36 de cazuri de COVID la 1000 de locuitori, cu 177 de îmbolnăviri înregistrate în ultimele două săptămâni.